Salutare dragilor și bine v-am găsit la o nouă ediție de Citim și Învățăm Împreună. Haideți să vedem, suntem live, așa cum v-am obișnuit o dată la două săptămâni. Ne vedem pe acest canal unde povestim și alegem câte o carte din care să citim și să povestim. Am primit feedback-uri foarte bune, am primit feedback-uri mai puțin bune legate de această emisiune, dar în proporție de 90% sunt feedback-uri bune. Emisiunea aceasta am început-o anul trecut în plină pandemie, probabil în luna martie, dacă nu mă înșel, cred că o să împlinim un an, o să verific în calendar să văd când am început, o să sărbătorim un an de când am început această emisiune. Ideea cu care am pornit acest proiect a fost să încurajăm cititul. Da? Chiar eram în perioada în care stăteam acasă, toată lumea era, trecea ca fiecare de altfel, am trecut prin perioade puțin mai dificile sau mai diferite. Și am încurajat cu această emisiune să citim, să învățăm, practic am condus către învățare. Bun, așa cum spuneam, această carte sau această emisiune este dedicată cumva cărților. Astăzi pentru voi am ales o carte pe care am citit-o, chiar de curând, o carte foarte faină și am ales să povestesc un pic despre ea pentru că vorbește foarte mult despre ceea ce eu am tot povestit de-a lungul timpului. Vorbesc despre mindset, vorbesc despre leadership, despre modul în care gândim, cum ne influențează modul de gândire, cum putem noi să ne influențăm modul de gândire, cum putem să schimbăm sau nu. Am participat la tot felul de interviuri unde am fost întrebat, George, ce înseamnă mindset? Se poate schimba acest mindset? Nu se poate schimba acest mindset? Și bineînțeles, spun și repet, se poate schimba mindset-ul nostru atâta vreme cât știm în primul rând de unde plecăm și ce înseamnă mindset. Dar când vorbim despre mindset, vorbim de suma obiceiurilor sau suma practică acțiunilor pe care noi le întreprindem zi de zi, cele care ne guvernează viața, cele care ne guvernează gândurile, acțiunile și așa mai departe. Și dacă este de schimbat ceva, evident trebuie să schimbăm locul sau ceea ce este deja instalat în mintea noastră. Iar această carte face, ca de altfel toate și celelalte cărți bune despre mod de gândire și mindset, cum ați tot întrebat unii dintre voi despre cărți bune despre mindset, să știți că asta este o carte foarte bună, este scrisă de Carol S. Dweck, o să vă las acum imediat, eu să mai și verific un pic așa, da, este scrisă de Carol S. Dweck, este o carte, este un psiholog de la Stanford, dacă nu mă înșel, da, Stanford, și a studiat aproape 20 de ani mindset-ul, despre mindset, subiectul mindset și a luat și a pus în cartea aceasta exemple din lumea business-ului, din lumea sportului, relații, părinți și copii și așa mai departe și cum influențează acest mindset evoluția și dezvoltarea noastră. E foarte faină cartea, chiar este foarte faină cartea și vă rog din tot sufletul să o puneți pe lista voastră dacă acestui live, pentru cei care vedeți în reluare această emisiune, toate detaliile pe care noi le povestim vor fi în descriere, plus linkurile către carte și, bineînțeles, multe alte informații care să te conducă la ceea ce facem noi. Bun, ce înseamnă să hai să vorbim despre mindset? Când vorbim despre mindset, ceea ce spune Carol S. Dweck în cartea sa vorbește despre două tipuri de mindset. Și asta a studiat ea și mi s-a părut foarte tare, pentru că cumva simplifică foarte mult să înțelegem un pic despre ce e vorba. Eu am și spus și am tot studiat aspectul acesta și am spus că este influențat în egală măsură de mulți factori. Într-adevăr, sunt două tipuri de mindset și lucrează, zic așa, completează ceea ce deja știam, dar este influențată și de stilul de personalitate, este influențată și de sex, este influențată și de vârstă, sunt mulți factori care lucrează la modul de gândire. Dar, așa cum o prezintă Carol, spune, practic, că sunt două tipuri de mindset și completează toate celelalte informații pe care le-am studiat legat de acest aspect. Și ce să zic, mie îmi place foarte tare. Acum, bineînțeles, așa cum am obișnuit, mi-am pus câteva semne din care o să luăm câteva pasaje, să citim din ea astfel încât să vedem ce a vrut să spună autorul din acel pasaj. Am să completez cu diverse exemple sau situații pe care le văd relevante pentru subiectul respectiv. De fapt, despre asta este vorba în această intervenție și această emisiune. Am primit întrebări legate de am primit observații, de fapt, la anumite emisiuni că cumva
vorbesc altfel de adică vorbesc pe lângă subiectul carte și am spus, da, nu este neapărat un review al cărții, dar este, sunt recomandări de carte pe care eu le fac și, bineînțeles, povestesc pe marginea cărților sau ceea ce scrie autorul în carte, anumite exemple și povești, astfel încât să te motiveze sau să te determine și pe tine să te uiți în mintea ta, să te uiți în experiența ta, să vezi dacă cartea respectivă ți este potrivită și, bineînțeles, să te încurajezi să citești. Ok? Chat-ul este deschis, așa cum v-ați obișnuit. La această emisiune puteți să mi-adresați întrebări sau să completați la ceea ce voi auziți pe, da, în video. Iar dacă, bineînțeles, se completează într-un fel sau altul, o să continuu. Adică o să intru în dialog cu voi în timpul pe care l-am alocat de 30-40 de minute pentru voi. Ok? Bun. Deci cartea asta, așa cum spunea Carol, a studiat foarte mult aspectul ăsta. Hai să mă mut un pic pe celălalt cadru, așa. Și spune în felul următor, cumva mindset-ul, există două tipuri de mindset, cei cu mentalitate rigidă și cei care cu mentalitate flexibilă. Mentalitatea rigidă cumva este asociată și o asociază autoarea cu genul acela de persoană sau personalitatea aceea care crede despre el că le știe pe toate, crede despre el că abilitățile și talentele sunt mai importante decât munca și perseverența. Lucru care în studiile pe care le-a făcut Carol spune în felul următor. Oamenii care au evoluat sau care au performat în viață personală, profesională, relații și așa mai departe sunt cei care practic au mentalitate flexibilă. Rezumatul cărții sau modul în care ea ghidează prin carte te îndeamnă către a avea un mindset sau să-ți dezvolți acest mindset flexibil. Pentru că el este cel care practic te va ajuta foarte mult să evoluezi și te va încuraja să înveți foarte mult. Și asta vine inclusiv de mesajele pe care le primim din partea, ce știu, prietenilor, părinților, în special cei care au fost primii care ne-au ajutat în evoluția noastră, nu mai spun profesori sau învățători, pentru că ei sunt cei care ne-au încurajat să evoluăm sau nu. Și atunci, în funcție de experiența sau de educația pe care au avut-o acești oameni și modul în care ei au comunicat cu noi, au transmis, practic, ne-au încurajat să avem un mindset orientat către talent sau suntem, de exemplu, dar tu ești un băiat extraordinar de talentat, tu practic poți să, tu reușești foarte ușor, adică cumva bazează-te pe talentul tău. Dacă auzi acest tip de conversație, cel care îți transmite informația asta, practic, îți cultivă în minte mindset-ul rigid. De ce? Pentru că un mindset rigid spune că talentul este cel care face ca tu să ai succes sau să ai rezultate, când de altfel munca în sine face ca tu să ai rezultate și succes și munca pe tot parcursul vieții, pentru că evoluția noastră este continuă, nu este un lucru care începe, eu știu, în școală și se termină la un moment dat și practic cu acele informații pe care tu le-ai dobândit, te duci până la sfârșitul vieții. Chiar era o metaforă care mie mi-a plăcut foarte tare, nu poți să alimentezi o singură dată când ai cumpărat mașina din reprezentanță sau, mă rog, de unde ai cumpărat-o și să mergi cu ea toată viața. Deci ai nevoie permanent să o alimentezi. Înseamnă că trebuie să ai grijă de ea, înseamnă că trebuie să investești în ea, să-i schimbi plăcuțele, da? Sau, eu știu, uleiul și așa mai departe. La fel este și cu mintea noastră. Deci nu putem să mergem cu aceleași informații toată viața. În schimb, dacă ai informațiile potrivite și o anumită cantitate de informații, eu știu, dezvoltată la începutul vieții și într-un anume fel, clar, te pot duce până la finalul vieții cu un anumit drive, dar oricum vei avea nevoie de informații noi. Oricum, grosomodo, cam asta este, despre asta este vorba și permanent o să vedeți că la fiecare capitol, la fiecare final de capitol, la fel închide fiecare mesaj, cultivă-ți mentalitatea flexibilă. Da? Voi vedeți acum pe ecran, asta este capitolul nu mai știu care, da? Capitolul 6, hai să vedem, la capitolul, mă rog, 5, la fel, peste tot, permanent termină cu aceeași, cu același îndemn, cultivă-ți mentalitatea flexibilă, da? Nu este ușor, atenție, chiar nu este ușor. Cei puțin cei care sunt mânați sau ghidați de ego și, eu știu, lucru care, mă rog, pentru cei care e mai important cât de grozav sunt sau cât de istes sunt sau cel mai talentat din școală, cel mai talentat din grupa de fotbal sau de unde ai făcut tu sport și așa mai departe și ai fost încurajat că tu ești cel mai talentat dintre ceilalți, de cele mai multe ori să știi că vei ieșua și uite-te, nu știu, cu siguranță ai avut în experiența ta sau ați avut în experiența voastră oameni care au avut rezultate uimitoare, au fost talente extraordinare, eu știu, în viață personală, profesională și la un moment dat sau pe finalul vieții au ieșuat pentru că s-au oprit din învățat, s-au oprit din a se dezvolta și în momentul în care s-au oprit din evoluție și învățat, automat
au fost și au așteptat ca acel miracol al talentului să tot reapară, să reapară și el să fie cel care îi va scoate din situații neplăcute. Deci una peste alta țineți cont de acest lucru. Bun, hai să vedem. Aici este... o să încep să citesc câteva lucruri care mi le-am notat. Să vedeți cât de interesant e. Spune așa, inteligența ta este un dat și nu o poți modifica prea mult. Altul este punctul numărul 1. Ești capabil să înveți lucruri noi, dar asta oricum nu te va face mai inteligent. Oricât de inteligent ai fi, asta e 3. Oricât de inteligent ai fi, poți oricând să îmbunătățești acest aspect, poți oricând să-ți crești semnificativ nivelul de inteligență. Primele două puncte au legătură cu mentalitatea rigidă. Da? Dacă nu ai, și asta e foarte fain, încep cu asta pentru că o să vă ducă și, cel puțin în momentul în care, și mi-aș dori să cumpărați carte să o citiți, pe final o să înțelegeți inclusiv în mentalitatea sportivilor cum funcționează acest lucru. Da? Oricât de inteligent ai fi, poți oricând să îmbunătățești acest aspect. Poți oricând să-ți crești semnificativ nivelul de inteligență și bineînțeles asta are legătură cu mentalitatea flexibilă. Deci asta era mesajul cumva și chiar asta este mesajul care este în toată cartea. Bun, un alt capitol care mi-a plăcut din carte este așa, să te perfecționezi sau să demonstrezi că ești deștept. Care este calea spre succes? Foarte faină întrebare. Am primit și din partea voastră o grămadă de întrebări legate de succes, mi-am și pus câteva semne. Să vedeți un pic ce înseamnă. Nu vă bazați niciodată pe noroc, nu vă bazați niciodată pe talent și dacă ar exista, ai nevoie poate de o oportunitate favorabilă. Eu și cred că oportunitățile favorabile nu vin așa întâmplător. Tot este nevoie de muncă și nu de puțină muncă, da? Spune așa, Benjamin Barber, un sociolog eminent, a spus cândva, nu împart lumea în slabi și puternici și nici în succese și înfrângeri, împart lumea în oameni care învață și care nu învață. Asta este un citat extraordinar, dacă mă întreb pe mine, și cumva asta explică. Și dacă aș lua așa să încep să continui, fiecare paragraf este bine explicat de autor și are exemple extraordinare. Spune așa, cum e posibil să existe un om care să nu învețe? Există. Cu toți ne naștem cu tendința puternică de a învăța. Copiii mici își dezvoltă zilnic capacitățile, nu doar pe cele obișnuite, ci și pe cele esențiale. Învață să meargă și să vorbească. Nu se gândesc nicio clipă că e prea greu sau că nu merită efortul. Bebelușii nu-și fac griji că vor greși sau că se vor umili. Fac un pas, cad și se ridică. Efectiv, continuă. Dacă ai luat toată fraza aceasta și, în general, cumva același lucru este explicat și chiar îl explic adulților și pot să instalez mintea de copil permanent, spun același lucru și adulților le spun același lucru. Dacă ți-ai aduce aminte și te reîntoarce la minte la acel mod de gândire al copilului care este dornic să evolueze, dornic să se ridice, nu simte că este judecat, nu simte că este criticat sau, mă rog, cel care simte acest lucru, depinde și de educație, dar este cel care are forța aceea, copilul are forța de a se ridica și a merge mai departe fără să țină cont neapărat că s-a julit și așa mai departe. Cu mediul potrivit și cu un părinte foarte bun, din punctul meu de vedere, poate să crească niște mentalități extrem de puternice. De aia este și la modă foarte tare acest parenting. Sunt oameni foarte buni în România care fac și la nivel mondial, care fac cumva parenting. Până la urmă, parenting are legătură cu modul în care se comunică cu copilul și modul în care este, care sunt propozițiile, care sunt afirmațiile pe care le adresezi astfel încât el să înțeleagă permanent că este în creștere și este încurajată evoluția și creștere. Adică să-i se înoculeze că nu tot ce are de făcut în viață sau cumva și dacă greșește, învață. Și dacă n-a făcut bine, învață, testezi, înveți, evoluezi și așa mai departe. Deci, parenting-ul cam la asta se rezumă. Sunt cursuri întregi, da? Sau sunt explicați, sunt povești multe și exemple multe în zona aceasta, dar de ce se pune accentul pe parenting? Pentru că mare parte din comportamentul nostru a adulților, mă refer cei care avem o altă vârstă, da? Și nu mai suntem la vârsta adolescenței, dar în general adulții se comportă de cele mai dur ca rezultat al modului în care au fost învățați și educați și crescuți în copilărie. Din acest motiv se pune accentul foarte tare pe creșterea copiilor și modul în care sunt crescuți. Și asta are legătură în mare parte cu mindset-ul. Și nu mai spun, evident, când încep să duci copiii la, eu știu, la câte un sport, să vezi dacă există vreun talent pe care s-ar putea lipi de el, eu știu, fotbal, not, așa cum ne-am dus și eu, de exemplu, copiii, și de acolo cumva să găsești un antrenor care să îți distrugă încrederea și de fapt să încurajeze, poate vorba aceea chiar ce povestea mai devreme, să încurajeze talentele în loc să încurajeze munca. Am avut bucuria să cunosc câțiva antrenori, cel puțin în cazul Matei, fotbal, foarte fain, care
permanent a încurajat munca și permanent a încurajat cumva progresul prin muncă și prin antrenamente. Deci nu neapărat talentele și echipele pe care le făceau erau cumva, le mixau între cei care aveau într-adevăr abilități un pic mai ridicate față de ceilalți și permanent îi încuraja să evolueze. Mi-a plăcut foarte mult. Ăsta este cumva, ăsta este mediul. La fel cum și în cercul social sau între prieteni, e bine să găsești oameni care să încurajeze evoluția și progresul și să aibă grijă ca tu să evoluezi. Bun. De ce zic asta? Pentru că practic pe tot parcursul cărții ea și prezintă în felul acesta toate aceste, acest mod de gândire în scenarii diferite. Oamenii trebuie să ia, uite, ia să văd ce mai sunt subliniat aici, spune așa, oamenii trebuie să ia astfel de decizii, nu doar cu privire la aspecte intelectuale, ei trebuie de asemenea să decide ce fel de relații își doresc, unele în care să se simtă flatați sau unele în care să îi provoace să se dezvolte. Foarte mișto asta, cum arată partenerul tău ideal? Le-am pus această întrebare unor adulți, tineri și vor reda mai jos răspunsurile lor. Aceia cu mentalitate rigidă au afirmat că partenerul ideal ar trebui să-i pună pe un piedestal, să-i facă să se simtă perfecți, să-i venereze. Cu alte cuvinte, partenerul ideal n-ar trebui să intervină deloc asupra calităților lor de neschimbat. Așa, soțul meu amortisit, nu știu ce. Iar pe de altă parte, persoanele cu mentalitate flexibilă vizează un astfel de partener. Oamenii chestionați au spus că partenerul ideal ar trebui să le vadă defectele și să-i ajute să le corecteze, să-i determine să fie mai buni, să-i încurajeze să învețe lucruri noi. Atât de tare mi place chestia asta pentru că am avut ocazia să povestesc cu un antreprenor cu un business foarte fain și mare, construit de mulți ani încoace, de vreo 15 ani, are mai multe afaceri în toată România și cred că a ieșit în afara țării. Și l-am întrebat care a fost secretul, care este secretul succesului lui și exact asta mi-a spus. Pur și simplu mi-am ales oameni care să mă contrazică. Exact asta a fost răspunsul lui. Mi-am ales oameni în organizație și în companie care să mă contrazică. Cu ghilimele de rigoare, adică și-a permis să aibă mentalitate flexibilă, și-a permis să știe că are, nu le știe pe toate, în schimb să aleagă oameni care sunt mai buni. Și de ce contrazică? În sensul în care orice lucru, zice, dacă eu aș fi avut de fiecare dată dreptate cu fiecare lucru pe care l-aș fi spus, cu siguranță afacerea mea n-ar fi ajuns la nivelul la care este acum, pentru că nu am cum să le știu pe toate și nu am cum să știu aceste lucruri. Chiar n-am cum să le știu pe toate. Din contră, de aia mi-am și luat o echipă care să mă ajute să obținem rezultate pe care ne le dorim. Deci, asta este mentalitatea flexibilă. Pe de altă parte, am întâlnit medii de afaceri sau medii cu mentalități rigide, unde de cele mai multe ori modul în care se comunică sau modul în care se adresează și uitați-vă ce facem altfel. Pentru a înțelege un pic ce înseamnă asta. Uitați-vă în jurul vostru. Oamenii care pur și simplu cred foarte mult în ceea ce în dreptatea lor și nu acceptă sub nicio formă opinia altor oameni sau nu acceptă și o altă opinie. Gândiți-vă că acea mentalitate, acea persoană are acest tip de mentalitate rigidă. De ce? Pentru că, practic, dintr-un motiv sau altul, el a judecat acea experiență ca fiind singura, unica și dreptate. Și el deține, practic, adevărul și are dreptate. Dacă nu permite opinie sau nu permite opinie din exterior, în acel context, practic, mentalitatea acelui, adică nu, nici dacă tu nu, dacă persoana respectivă nu acceptă și opinie din exterior, acela este tipul de mentalitate flexibilă. Sau, dacă să-l accepte în contextul flexibil, să-l accepte cu argumente. Da? Deci, o persoană care spune, ok, sunt de acord cu ceea ce spui, dar te rog, îmi spui, îmi dai un pic mai multe detalii să înțeleg despre ce este vorba. Asta este. Și dacă mi se pare foarte tare răspunsul tău, automat îl voi considera și îl voi lua în considerare. Bineînțeles, asta ține de gândul sau mintea pentru cei cu mentalitate flexibilă este să învețe. Cei cu mentalitate flexibilă sunt cei care vor să învețe, cei care vor să acumuleze informații, cei care spun permanent, eu voi învăța. Sunt cei care în sport, de exemplu, și să văd dacă am și pus aici un semn sau văd exact unde am pus, unde efectiv, și asta era chiar o diferență între, de exemplu, dacă îl știți, cei care îl cunoașteți pe tenismenul John McEnroe, da, care era foarte, era spectaculos el pe teren, permanent era nervos, permanent era agitat, dădea cu, eu știu, racheta de pământ, deci tot timpul avea tipul ăsta de comportament și la un moment dat a câștigat, s-a bazat foarte mult pe talentul său, dar la un moment dat a început să piardă și când a început să piardă, pur și simplu n-a mai revenit. Inclusiv au exemplificat cumva povestea lui
Și asta era un, asta a fost explicația pe care a dat-o, pur și simplu, el nu s-a lăsat învățat, practic el s-a considerat tot timpul un talent, un geniu în tenis și pur și simplu nu a acceptat ca el să fie înfrânt sau să nu fie numărul 1. Și chiar asta a avut probleme destul de grave din punctul de vedere. Pe de altă parte, Michael Jordan, și are exemple, sunt date inclusiv în carte, exemplul Michael Jordan, tipul de mentalitate flexibilă, care permanent a fost un om care a muncit foarte mult, care indiferent de câștiga sau nu câștiga în competiție, el se ducea, se antrena mai mult. De ce? Pentru că permanent era cumva motivat de ceea ce urmează să se întâmple. Avea și o ambiție extraordinară și un om foarte orgolios, cu alte cuvinte, dar orgoliul lui era de a fi câștigător, dar în orice caz permanent spunea și și-a spus permanent că ceea ce a făcut ca el să aibă succesul pe care l-a avut a fost munca și multe orele de antrenament și permanent perfecționarea sa. Și sunt întregi cărți, inclusiv filme despre el, și asta este un tip de mentalitate flexibil. Cu alte cuvinte, să nu meargă în partea cealaltă în care să spun nu sunt suficient de bun. Cei care o spun cu mentalitate flexibilă se mulțumesc, nu neapărat se mulțumesc, hai să nu zic greșit. Cumva văd fiecare etapă sau fiecare etapă în evoluția sa, în evoluția lor, un alt prag de evoluție, un alt prag de educație, un alt prag de învățare. Că este o finală de, cupă mondială sau este un antrenament, practic văd fiecare etapă ca un câștig. Și asta cumva îi îndeamnă să muncească mai mult, să muncească mai mult pentru a-și păstra acel status sau acel titlu, la care evident completează cu multă altă muncă și își doresc următorul nivel. Pe de altă parte, cei care sunt talentați câștigă o dată, câștigă de două ori, după care practic sunt talentul este cel care a făcut ca ei să câștige, nu munca a făcut ca ei să câștige. Și atunci, de cele mai multe ori, uită să se antreneze, nu se mai pregătesc, nu înțeleg că trebuie să se adapteze și atunci de cele mai multe ori pierd. Și asta se întâmplă inclusiv în lumea de business și sunt exemple și sunt date inclusiv în carte, exemple dintr-o altă carte pe care o să fac la un moment dat un review la ea. O carte care al lui Jim Collins, care vorbește despre excelența în business și dă exemple din lumea businessului, oameni, companii foarte, foarte mari și ce au făcut anumiți, director CEO-uri sau CEO, pardon, și director general care au venit în organizație, care au fost deciziile pe care le-au luat și exact în contextul acesta. Adică au cumva de la un anumit mod de gândire și un anumit mod de acționa, au schimbat spre un mod mai flexibil și mai prietenos. În sensul în care, și o să ajung la momentul în care o să vorbesc în carte respectivă, în care efectiv de la sisteme și proceduri foarte rigide la sisteme și proceduri foarte flexibile, dar conduse de leadership, conduse de oamenii care să-i conducă în direcția în care cumva să aibă libertatea să greșească, da? Să nu fie tot timpul strict și... da? Deci, cu alte cuvinte, cam asta este în mare despre această carte, foarte mișto. Hai să vedem ce mi-am mai notat aici, lucruri care mi-au plăcut. În cazul celor cu mentalitate rigidă, atât etichetele pozitive cât și cele negative îți pot zăpăci mintea. Când ți se atribuie etichetă pozitivă, ți-e teamă să n-o pierzi, asta este cei cu mentalitate rigidă, iar când ești asociat cu etichetă negativă, ți-e teamă că nu cumva să n-o meriți. Deci, astea sunt mentalitățile rigide, studenții cu mentalitate flexibilă, așa, stai că aici era un exemplu un pic mai lung, este vorba de Edward Caldwell, a fost destul de critic în același timp, profesor, da, aici este recitit un pic mai mult, aici uite sport și mentalitatea învingătorului, asta este capitolul care, hai să vedem, să vă dau așa, salut Cristina, bine ai venit! Sport, mentalitatea învingătorului, aici sunt exemple de care povesteam mai devreme, unde sunt exemplele lui John McEnroe, lui Michael Jordan, al lui, cum îl cheamă, uite îmi scap acum numele său, Michael Jordan și mai era încă un exemplu al marelui jucător de golf. Îmi scapă numele lui acum. Poate îl găsesc. Dar în orice caz, oricum, exemple și exemple nemaipomenite și
multe despre jucătorii cu mentalitate, comparații între mentalitate rigidă și cea flexibilă. Cei care au avut cumva modul de gândire flexibil, că cum au performat și au păstrat performanțele pe termen lung și au văzut, repet, fiecare eșec ca o nouă etapă în creșterea lor, de fapt, și dezvoltarea lor. Poate vă nu mai caut acum pentru că o să vă lași pe voi. Cristina spune așa, bună, cartea asta încă nu am ajuns epistă absolut, cât despre puterea prezentă o relație interesantă cu ea, în afara faptului că a fost așa o șocacoadă, ceea ce a fost un minus. A fost ok, rati. Ok, cu mare drag, Cristina. Bun, ce este succesul? Uite, mi-am pus aici un semn la ce înseamnă succesul și spune așa, cei cu mentalitate flexibilă au aflat succesul prin a da ce aveau mai bun, a învăța și a se perfecționa și asta este exact ceea ce găsim la cești campioni. Pentru, spune așa, și este un exemplu al lui Jackie Joyner, pentru mine bucuria atletismului nu a constat niciodată în a câștiga, ne mărturisește Jackie, găsesc la fel de multă bucurie în proces ca și în rezultat. Nu mă deranjează să pierd dacă văd o îmbunătățire sau simt că am concurat cât de bine am putut. Dacă pierd, mă întorc pe pistă și mă antrenez mai mult. Deci asta este mindset-ul oamenilor care, vorbind de cei cu mentalitate flexibilă. Da? Alții vor să așa, și să vedem. Așa, aduți aminte că pentru cei cu mentalitate rigidă, efortul nu este un motiv de mândrie, este doar ceva ce aruncă îndoiele asupra talentului său. Uite, asta este de fapt în extrema cealaltă, cei cu mentalitate rigidă, da? Deci efortul pentru cei cu mentalitate rigidă este cu, nu este un motiv de mândrie, pentru că ei nu trebuie să depună efort, sunt doar talentați, este ceva care pune la îndoială talentul său. Ceea ce este total eronat. Talentul acesta vine, eu știu, există, dacă îmbini talentul cu munca, din punctul meu de vedere vei obține rezultate uimitoare pe termen foarte lung. Deci din acest motiv încurajez educația, învățarea și așa mai departe. Ce este eșecul? A doua concluzie, cei cu mentalitate flexibilă au considerat eșecurile a fi motivante, cu caracter informativ, un semnal de alarmă. Doar o singură dată a încercat Michael Jordan să se bazeze, uite, ne aduce un exemplu pe Michael Jordan, să se bazeze pe meritele din trecut. Era în anul în care s-a întors la echipa Bulls după timpul petrecut în baseball. Și asta, dacă ați văzut filmul, așa este. Și a învățat lecția. Echipa Bulls a fost prompt eliminată în jocul decisiv. Nu poți să pleci, apoi să te întorci și să domini acest joc. Foarte adevărat. Și asta chiar este în film. De acum încolo voi fi pregătit atât fizic cât și mental. Rare au fost rostite cuvintele mai adevărate. Bulls a fost campion în anii următori. Deci, exact ce povestea, nu faptul că numele său a fost cel care câștigă și până la urmă tot munca și antrenamentele și efortul a făcut ca ei să câștige și să aibă încă un titlu nebătut în ultimii 20-30 de ani. Da? Așa. Bun. Hai să vedem. Dragilor, dacă mai aveți întrebări și mai vreți să mă întrebați sau aveți completări, dacă aveți întrebări legate de subiectul ăsta, să știți că vă pot răspunde, atâta cât o să știu. Da? Să vedem ce mi-am notat. Aici sunt, de exemplu, sunt date exemple din anumite companii și iar mi-a plăcut foarte tare leadership, adică oameni care au condus companii către succes sau sunt companii care au fost conduse către eșec sau destul de răsunător și exemplele sunt inclusiv o doamnă care îmi scapă numele ei acum din carte, care a luat o companie extrem de mare cu acest tip de mentalitate flexibilă și a condus către un succes uimitor. Da, uite, îmi scapă. Ok. Uite, lasă că văd. Mă știu, cred că la IBM, dacă nu mă înșel. Poate să fie IBM. Nu mai țin minte acum, dar vedem. Cum acționează liderii cu mentalitate flexibilă? O să vă dau acest mental. Uite, Andrew Carnegie spunea cândva și Andrew Carnegie a fost un mare om de afaceri în Statele Unite cu cărți întregi care vorbesc despre el și despre modul său de gândire și ce a făcut modul lui de gândire în businessul său. Spune așa, mi-aș dori ca epitaf următoarele cuvinte, aici odihnește un om care a fost suficient de înțelept să aducă în serviciul său oameni care știau mai multe decât el. Asta este Andrew Carnegie și a fost considerat la vremea respectivă unul dintre cei mai bogați oameni din Statele Unite. Așa. Uite, altă chestie, apropo, deoarece mințile lor sunt mereu axate pe un singur lucru, validați-mă. Așa, să intre. Mentalitatea rigidă este atât de înăbușitoare, chiar și când liderii cu această gândire umblă prin lume și sunt foarte apropiați de personalități de talie mondială, lumea lor e tot foarte mică și restrânsă, deoarece
mințile lor sunt mereu axate pe un singur lucru, validați-mă. Oamenii cu mentalitate rigidă vor căuta permanent să se înconjoare de oameni care sunt mai puțin pregătiți decât ei, nu vor căuta să se înconjoare de oameni care sunt mai evoluați decât ei sau mai dezvoltați. De ce? Pentru că vor considera întotdeauna că sunt, nu sunt suficienți, iar vor căuta permanent să domine. Asta este mentalitatea rigidă. Pe de altă parte, cei cu mentalitate flexibilă în lumea afacerilor și în general, și vă recomand și vouă, sunt cei care se duc în, se înconjoară de oameni care sunt mai buni ca ei sau poate pe anumite domenii sau anumite zone de, eu știu, ale vieții sunt mai buni și mai performanți. De ce să nu te duci în zona aceea? De ce să nu vrei să stai alături de oameni care fac performanță? Pentru că în felul acesta tu înveți. În felul acesta înveți și, în, și mai degrabă să spui nu știu și aș vrea să învăț decât să spui hei, păi da, cât de grozav sunt eu și cât de multe știu. Și dacă ar fi așa, și dacă ar fi așa, alege cum să răspunzi astfel încât să-ți păstrezi și prietenii pe de altă parte, da? Așa, uite aici Jack Welch de la General Electric, uite aici sunt oamenii, uite, Mulcahy, abar n-am, ceva de la Xerox, deci doamna de la Xerox, exact. Are un exemplu fantastic undeva mai încolo, unde Mulcahy a acționat foarte mișto, hai să vedem unde. Permanent vorbește despre șef brutal, am văzut foarte multe felul acesta și este vorba de autoritar, personalitate autoritară. Așa, uite, N, învățare, rezistență și înțelegere. La compania IBM, scufundând într-o datorie de 17 milioane de dolari, distrugând de ratingul, fă o țintă investigațiilor, nu știți, scade valoarea acțiunilor. Așa arăta compania Xerox când a preluat-o N în 2000, în anul 2000, compania nu doar că nu reușise să se diversifice, dar nu mai putea nici măcar să-și vândă copiatoarele. 3 ani mai târziu însă, Xerox avea deja 4 trimestre profitabile la rând, iar în 2004 revista Fortune a declarat-o pe Mulcahy, responsabilă de cea mai tare transformare de la lui Gertner încoace. Cum a reușit? Și aici povestește practic cum a reușit să încurajeze evoluția și dezvoltarea. Și uite așa, din punctul ăsta de vedere, adică s-a încurajat mai degrabă greșelile sau s-a încurajat, eu știu, cumva, atâta vreme cât testezi și evoluezi, din punctul de vedere este mai bună decizia decât să spui asta facem și este suficient. Cei de la Google, de exemplu, au săptămâna sau au o zi pe săptămână, dacă nu mă înșel, unde fiecare angajat Google poate să lucreze la un proiect personal și din acest, plecând de la acest model, s-au dezvoltat inclusiv Gmail-ul, s-a dezvoltat în felul acesta, inclusiv o grămadă de programele și softulețe pe care ei le-au dezvoltat în acest tip de mentalitate, inclusiv stickerele de la 3M, acesta cele stickerele autocolante, ele au fost iară create de și dezvoltate tot într-un proiect de genul acesta în care a spus aici să dezvoltăm, aici să inovăm și le-a permis angajaților libertate și le-au dat libertatea să inoveze fără să stea neapărat să meargă pe șabloane. În felul acesta, practic, se pot dezvolta organizații și companii. Și de altfel, inclusiv în companii, acolo unde, de exemplu, am și interacționez cu oameni, încurajez, bineînțeles, să se organizeze, să-și gândească, dar strategia și, mă rog, felul în care își gestionează business-ul sau echipa, dar în egală măsură să încurajeze inovația, să încurajeze ca oamenii să vorbească, oamenii să poată să aibă posibilitatea să testeze. Bineînțeles, să le dea spațiu de joacă, cumva să aibă grijă, dar să le permită să vorbească, să le permită să vină cu opinii și păreri diferite, pentru că în felul acesta pot auzi sau pot afla lucruri noi, compania poate să, sau departamentul respectiv poate să primească idei noi, mai degrabă să încurajeze comunicarea decât să limiteze la un sistem condus de autocrat sau autoritar de un manager. Și în general, confuzia între dacă am o funcție de conducere, sunt toți ceilalți trebuie să facă ce le zic eu, este din punct de vedere o eroare, pentru că sunt o grămadă de oameni foarte talentați care poate nu-și doresc poziția respectivă de conducere și n-au dorința aceea în minte, dar au cunoștințe foarte bune, au experiență foarte bună în anumite domenii și ar putea să completeze extraordinar echipa. Din acest motiv, când se formează o echipă, și am mai făcut un video cu tema aceasta, caută să aduci oameni care să se completeze, să cauți oameni care să-și dorească să evolueze mai degrabă decât vedete și
Da, talente, apropo de mentalitate rigidă. Caută oameni care vor să evolueze, care în momentul în care auzi vreau să mă dezvolt sau vreau să cresc, este mai degrabă și cu educație foarte bună, da? Cei 7 ani de acasă, cred că este formula ideală, decât să ai un talent sau o vedetă care să se bazeze doar pe asta. Sunt buni și chiar în contextul ăsta, chiar în carte, dacă nu mă înșel, IBM-ul, da? Cred că IBM a avut un eșec răsunător în momentul în care top managementul a luat decizia să, și este din cartea aceasta, să aducă în companie numai talente, iar în momentul în care a adus numai talente, talentele evident au, în momentul în care au fost, ei aveau targete, obiective și în momentul în care, eu știu, nu au reușit sau nu au obținut, nu și-au făcut anumite, eu știu, targete, obiective, în loc să vadă acel moment de nerealizare ca fiind doar o etapă, o parte din etapa lor de dezvoltare, au văzut-o ca un eșec personal și cumva ego-ul le-a spus că talentul meu, renumele meu, reputația mea este mai presus decât faptul că trebuie să dau 100% să pun mâna să muncesc, să evoluez. Și în felul acesta, în foarte scurt timp, nu știu, câțiva ani de zile, 2 ani de zile, IBM a avut de suferit și este un eșec răsunător dat de decizia asta de a aduce numai vedete cu tot felul de școli, cu tot felul de background, da, un background extraordinar, pentru ca oamenii aceia să-i pui să lucreze într-o echipă cu ego-uri foarte mari, a fost destul de complicat pentru CEO-ul companiei și asta a condus la un eșec uriaș. Așadar, pe de altă parte, da, educația iară este un lucru extrem de important și buna creștere, da? Echipă. Așa. Așa, șeful e perfecționist și vizionar, ideea. Așa, trage, funcționează, bine, bunim cu crederea drum. Corect, Cristina, bravo. Laudele ar trebui să vizeze nu atributele personale ale copilului, ci eforturile și realizarea lui. Era un exemplu și aici mi-am pus încă un semn în relația cu copiii și aici este, cred că asta poate să închidă practic un capitol întreg despre cum să transmiți copilor și am spus chiar la început, laudele ar trebui să vizeze nu atributele personale ale copilului, adică nu talentul extern pe care l-are copilul și eforturile și pentru realizarea lui. Mai degrabă îi spui copilului, foarte fain, mă bucur că ai realizat acest lucru, ai muncit și ai depus tot efortul pentru a obține acest lucru și pentru asta te apreciez, te îmbrățișez, te laud, te nu știu ce. Da? Adică să nu fie neapărat nota pe care a primit-o, ce știu, trofeul, medalia pe care a primit-o, este munca pe care a depus-o pentru a obține trofeul respectiv, medalia respectivă, este de lăudat, pentru că în felul acesta mintea copilului este antrenată să continue să facă același lucru, să muncească, să-și dea silința pentru a obține permanent aceleași rezultate. Și același lucru se întâmplă inclusiv cu oamenii. Inclusiv cu oamenii. Apropo de ce vorbea și Cristina aici, sau completarea ei, leadership-ul asta înseamnă, practic, să încurajezi efortul, să încurajezi munca, să încurajezi munca în echipă, da? Relație, comunicarea în echipă, da? Nu sărbătorim la fel de bine și succesul, cum sărbătorim și eșecul. Dacă avem un eșec, ne adunăm, nu neapărat că sărbătorim, dar ok, hai să vedem ce am avut de învățat din povestea asta, care sunt lucruri pe care le putem face diferit și hai să vedem cine, ce, cum, are, ce și asumă, da? Și nu orice în situația respectivă cineva îți ia capul și te calcă în picioare. Bineînțeles, acum dacă există situații repetate, acolo se pot schimba și pot apărea și alte provocări, nu neapărat că persoana spune. O persoană poate să greșească o dată, de două ori, de cinci ori și tu consideri că cu munca pe care, știu, munca pe care o depune poate să conducă la rezultate uimitoare, dar se poate întâmpla și am avut situații unde omul respectiv chiar făcea acel lucru, dar nu-i plăcea ce face. Și atunci a fost schimbat într-un alt loc unde avea performanță. În momentul în care a fost apreciat pentru munca pe care a depus-o și pentru bunele practici pe care le-a adus în departamentul nou, a performat și a scos rezultate uimitoare. Deci o chestiune de psihologie mai mult și modul în care transmiți asta oamenilor. O relație pentru care nu depui efort, niciun efort, este o relație condamnată, nu una grozavă. Era un mesaj care mie nu mi se pare, asta este mentalitatea rigidă. Apropo de relații, inclusiv în relația de cuplu, aceeași poveste este bine, același lucru este bine de luat în seamă, în sensul în care o relație în momentul în care se construiește este un organism, da? Un organism viu, la care lucrezi.
În primul și în primul rând, nu, nici tu nu mai ești omul, același om ca atunci când ai cunoscut partenerul, în cazul meu acum 15 ani, cum sigur nici ea nu mai este femeia de acum 15 ani. Deci ea a evoluat, eu am evoluat, noi am evoluat ca relație și ca cuplu. Cuplul nu mai este același lucru cu ce eram acum 10 ani, da? Sau 15 ani. Și atunci, dacă în permanență pot vedea că relația noastră este în evoluție, în creștere, se spune, chiar este o vorbă care spune că, de fapt, iubirea este la finalul relației, da? La finalul vieții. Acolo este iubirea adevărată, nu la început. La început nu poți să numești iubire, pentru că n-ai cum, n-ai cum, nu cunoști omul suficient de bine încât să spui că îl iubești. În schimb, la finalul vieții, după ce ai trecut împreună cu el prin lucruri mai puțin bune, lucruri bune, prin provocări și a stat împreună, acolo este iubire. La fel se întâmplă și în relațiile. Și uitați-vă în felul următor. Dacă ai putea să vezi asta inclusiv în relația cu părinții tăi, în relația cu frații tăi, în relația cu prietenii tăi, în relația cu colegii de la servici, dacă secretul se spune că este să rămâi împreună și să rămâi fericit împreună, asta este cel mai... Asta este secretul, de fapt, fericirii. Asta este secretul evoluției. Nu este momentele bune și majoritatea se axează pe acele momente extraordinare din viață. Am avut un an extraordinar, am avut o săptămână extraordinară. Nu, să muncească fiecare, să se îmbunătățească, să evolueze, să nu existe ego-uri. Deși este necesar toată să avem și ego-uri și ele ne învață. Dar privind frumos într-o, eu știu, într-o aură pozitivă lucrul acesta, fiecare dintre noi suntem în dezvoltare, în creștere, la fel cum toți ceilalți din jurul nostru sunt la fel în creștere. Și dacă am înțelege acest lucru și am avea cumva cu noi mai multă, mai multă încredere în noi și ne-am dat mai multă, ne-am stimulat să evoluăm, la fel am de ce n-am face și cu ceilalți. Chiar dacă sunt momente în care, nu știu, cineva te judecă, te critică, tratează lucrurile sau vezi lucrurile pur din perspectiva asta. Și persoana respectivă are nevoie și are nevoie de timp să evolueze. E alegerea ta ce simți, dacă vrei să stai înconjurat de un om sau nu, sau cum reacționezi la asta, că totuși până la urmă este o percepție personală. Dar în orice caz, ca o concluzie la această ediție de Citim și Învățăm, și e o carte pe care o recomand, apropo de mindset, da? Acesta este mindset-ul. Vorbim de două mentalități și vorbim de mentalitatea flexibilă și mentalitatea rigidă. Caută să fii focusat sau să te focusezi pe mentalitate flexibilă și nu pe mentalitate rigidă. Permite să greșești, permite să evoluezi, permite-ți și nu neapărat permite-ți, muncește cu tine, bucură-te cumva de călătorie, pentru că dacă iei luna aceasta, să presupunem cu, în urmă cu o lună, 6 luni de zile, ai să vezi evoluție. Sunt evoluții sau sunt situații pe care le cunosc, mai ales în cele pe care interacționez, sunt oameni care în 6 luni de zile au schimbat cu totul stilul de viață și au schimbat viața. Și nu este neapărat ca un merit personal. Sunt lucruri care au fost în felul acesta, încurajez, pentru că pot observa acele lucruri pe care ei nu le observă și din acest motiv îi încurajez permanent să vadă care este potențialul lui maxim sau al ei maxim. Pe de altă parte, există și o vorbă care eu cred foarte tare, că cumva nimeni nu știe care este potențialul maxim al oamenilor. Nici măcar, deci nu există un studiu care să vorbească despre un potențial pe care să poată să dea predictibilitatea unui potențial. Pur și simplu noi vorbim și când faci o analiză psihologică, faci un chestionar, orice analiză, faci la momentul în care faci analiza respectivă. În schimb, poți să ții în calcul faptul că persoana respectivă, cu propozițiile potrivite, într-un mediu potrivit, cu energia potrivită, poate să obțină rezultate uimitoare. Și în primul și în primul rând să aibă el sau ea dorința de evoluție. Da? Nu, adică să nu lucreze un mediu exterior pentru evoluția lui sau ei, ea să simtă, dar bineînțeles pusă și într-un ghiveci, da? Într-un spațiu, într-un mediu potrivit. Și bineînțeles cuvintele acestea care pot fi gloanțe sau pot fi flori. Cuvintele care pot fi, în egală măsură, propozițiile pot fi un pământ fertil de creștere. Faceți acest lucru cu voi, nu vă judecați, nu vă criticați. Nu judecați și nu criticați pe ceilalți, pentru că în contextul în care, dacă plecați de la premisa că și voi evoluați, o să vedeți că o să vă fie din ce în ce mai ușor să nu faceți același lucru și cu ceilalți. Pentru că oricum evoluați.
Și nu știu cine, oricine vede acest video sau vede acest live, sunteți și care sunteți tineri, foarte tineri. Gândiți-vă câți ani veți mai avea de petrecut de acum înainte și cât de multe lucruri veți putea învăța și cât de fain puteți să fiți. Deci, permiteți-vă să evoluați, da? Inamicul este ego-ul, corect, Cristina? Cred că asta este impedimentul cel mai mare, dar și vindecarea copilului interior. Cred că asta este parte din soluția unor relații sănătoase și un mindset de învingător. Exact. Până la urmă să înțelegem și să ne... Și dacă am greșit, Cristina, sau toți cei care vă uitați, să vedeți lucrul ăsta. Și eu am greșit de nenumărate ori și am văzut greșeli ale oamenilor din jurul meu, pe care eu le-am putut vedea ca o greșeală, iar este subiectivă. Cu mintea pe care o am acum și dacă apar greșeli, pot să lucrez, adică pot să sprijin pe cineva dacă văd că o ia într-o altă direcție. Pe de altă parte, pot să și vin să completez cu cuvinte sau propoziții care să-i spună: hei, hai să vedem ce avem de făcut diferit pentru ca tu să iei o direcție diferită. Adică mi-este greu să mai judec sau să condamn acum, pentru că pot să-mi dau seama că fiecare trece în felul său prin etapa respectivă sau provocarea respectivă. Pot maxim să vin să spun: hei, ai nevoie de sprijinul meu? Aș putea să îți dau câteva idei. Crezi că ai avea nevoie? Pe de altă parte, are libertatea să decide ce vrea să facă el cu. Și să încurajezi permanent: uită-te la ceea ce nu ai făcut bine, uită-te la lucrurile pe care le-ai făcut bine și uită-te la lucrurile pe care le-ai putea să le îmbunătățești. Asta este lucrul pe care l-aș face, indiferent cine ar fi în jurul meu. De ce? Pentru că în felul ăsta trezesc interesul de a face autoanaliză, el cu el sau ea cu el. Cu mult drag și îți mulțumesc și ție, Cristina, că ești alături de mine și tuturor celor care ați fost alături de mine în această emisiune. În fiecare săptămână, miercuri, facem un live în care vorbim despre citim și învățăm. Asta este ediția de săptămâna aceasta. Săptămâna viitoare avem un live pe un subiect anume, mi-aleg un topic pe care îl abordez, în care voi puteți interacționa cu mine. Nu uitați să vă înscrieți dacă doriți acest lucru. Am dat drumul la grupul de membership. L-am adus de pe grupul Patreon, am venit pe YouTube pentru că avem platforma accesibilă, adică avem acces la toate facilitățile de pe YouTube, membership, comunitate și așa mai departe, și am creat acest grup de membership. Puteți intra, aveți butonul de join de pe laptop, cred că vedeți, sau de pe calculator vedeți mai bine. Care sunt beneficiile acolo? Veți avea ocazia să interacționați mai mult cu mine, fac mai multe live-uri, am mai multe programele, cursuri, mini-cursuri și așa mai departe, în funcție de ce program îți alegi. Mai mult decât atât, există chiar un grup, sau puteți intra în funcție de membership-ul pe care voi îl alegeți, să facem inclusiv un grup de mastermind. Mai mult decât atât, este deschis în momentul de față formăm o grupă de business, de mastermind de business. Mai sunt câteva locuri, cred că 2 sau 3 locuri mai sunt valabile. Dacă ai nevoie de detalii suplimentare, scrie-ne încet. Noi oricum o să lăsăm mai multe detalii. Noi vrem să pornim săptămâna viitoare luni, așadar grăbește-te. Nu este gratuit, evident, dar dacă te ajută să evoluezi, sau de ce nu într-un grup de mastermind dezvoltare personală pe care deja l-am și este pornit și lucrez deja cu câțiva omuleți foarte, foarte faini. Deci, foarte multe lucruri faine noi facem. Dacă vă interesează ceva anume legat de mastermind-ul de dezvoltare personală, mastermind-ul de business, sau vreți să intrați în grupul de membership, cel care l-am organizat aici, acolo unde am și focusul, unde aveți acces la mai multe informații și mai multe detalii pe care eu le dau sau le fac în activitatea mea profesională, aveți deja o grămadă de oportunități. Doar să alegeți care este cea mai potrivită pentru voi. În rest, subscribe la acest canal dacă n-ați făcut-o încă, share pe toate celelalte rețele de socializare, avem content, inclusiv pe TikTok. Acolo este un content foarte fain, în fiecare zi, aproximativ o dată pe zi, la 2 zile, am câte un video scurt cu 3 idei și acolo puteți să vedeți lucruri foarte faine. Așadar, ce să zic, vă aștept și aici și pe toate celelalte rețele. Și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. O zi superbă! O seară superbă!